Răgușanu și partenerul de viață au fost invitați, joi seara, în emisiunea XNS, acolo unde au vorbit despre problemele delicate pe care le au în ultima vreme. Cei doi au hotărât să divorțeze, numai că amintirile dulci ale trecutului atârnă destul de greu în balanță. Nimic nu este sigur, în momentul de față, în ceea ce privește despărțirea celor doi, cu atât mai mult cu cât există momente în care par din nou foarte apropiați. Bianca Drăgușanu a fost alături de soț, ieri după amiază, la sala de sport, ajutându-l la unele exerciții. Mai mult, pe pagina de Instagram, Bianca i-a transmis un mesaj sugestiv partenerului de viață. Iubitule, tocurile mele sunt mai înalte decât standardele tale, virgulă, a scris frumoasa blondină. Motivele acelea sunt reale pentru că vin cu probe. Bianca Drăgușanu a mărturisit, în timpul emisiunii XNS, că partenerul de viață o obligă să reacționeze după ce au existat situații în care a fost rănită foarte tare. El mă împinge să fac așa. Sunt circunstanțe în care eu am văzut niște lucruri care mi s-au ascuns și m-au rănit foarte tare. Am vorbit foarte punctual, dar există ceva care apare în mod frecvent. L-am întrebat dacă sunt eu singura femeie pe care o iubește și el a spus da. Ok, dar atunci de ce ajungem la aceleași discuții? Dacă anumiți factori ar dispărea din relația noastră și anumite strategii și o anumită atitudine, probabil noi nu am fi ajuns la ieșirile astea nervoase pe care le avem amândoi. Este neapărat vorba de femei din viața lui. Ideea este că dacă el nu mi-ar da motive să fac chestiile astea și să-mi ies din pepeni, nu aș ieși. Motivele acelea sunt reale pentru că vin cu probe, virgulă, a spus Bianca Drăgușanu la XNS.